unde ați ajuns la noi la Craiova? Păi merg prin toate județele din România și încerc să vorbesc cu oamenii peste tot. Mi-e pare bine. Și da. Acum da, sunt la dumneavoastră aici. Vă ajute Dumnezeu. Vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos. Să îi dați și noi mâna acum președinte. Păi... Salut! Dan Barna sunt. Ionuț. Îmi pare bine, Ionuț. Candidez la președinția României pentru a nu mai pleca tineri din țară. Trebuie să schimbăm lucrurile aici acasă. Și eu cred că se poate. Păi da, dar aici de ție este PSD-ul, așa că... Păi știu, dar iată că nu mai e PSD-ul, că a început să se decoloreze. Și e în sfârșit o generație care vrea să se implice politic. Nu, nu cred că... Pe zona asta nu cred că e șanse. Sunt. Tu votezi cu PSD-ul? Nu. Păi vezi? Dacă tu nu votezi cu PSD-ul și n-ai votat, sunt mai mulți alții. Și cu cât sunt mai mulți, cu atât mai schimbăm lucrurile. Vă sper să ieșiți. Mult succes. Mersi de sprijin. Trebuie să se schimbe sângele acesta sau echipele? Sau... Asta ne propunem, să aducem mai proaspăt în politică. Așa este. Da? Da. Mă bucur că vă cunosc. Candidez la președinția României. Oh, super! Vreau să schimbăm lucrurile pentru a nu mai pleca tinerii din țară. Să știți că faceți un lucru bun. E cel mai important lucru. Foarte multe rude care sunt plecate în afară și le ducem dorul. Ceva. Asta îmi propun. Salut! Dar măcar stâng mâna, nu trebuie să mă susții. Nu eu susține nimeni, oricum. Deci nu știu, dar sper să mergi la alegeri. Până atunci te gândești. Mă mai gândesc, dar nu așa, cred. Uite, ai un pliant, îți las un pliant. Eu vreau să schimbăm lucrurile ca să nu mai plece tinerii din țară. Tu hotărăști. Cu părerea mea e să plece liniștit. Care e primul pas? Nu mai fi atâta hoție. Păi asta este, știți, la europarlamentare noi am avut mesajul cu fără hoție ajungem departe. Asta e mesajul meu. În buzunarele viitorului țării și mai puțin în buzunarele dumneavoastră. Este exact mesajul pe care l-avem și noi, mulțumesc. Asta cred și eu. De părere să plece liniștit, e cea mai bună alegere. Păi da, dar putem pleca toți. Am ajuns în Craiova cu caravana Alianței USR Plus pentru candidatura mea la președinția României și peste tot pe unde am călătorit, am acoperit aproape toate județele din România, am transmis acest mesaj că putem fi fericiți și în România. Și aici în Craiova am bucuria să stau de vorbă cu Alina, unul dintre oamenii, am văzut din mesajul transmis, unul dintre oamenii care au înțeles exact la ce mă refer când spun foarte clar: fericiți în România, putem fi fericiți în România. Ce înseamnă pentru tine asta, Alina? Eu mesajul ăsta l-am înțeles din experiență personală, acum mai bine de un an de zile, când am mers pentru prima dată de nevoie la Viena cu cel mai drag om mie. În momentul în care am ajuns la Viena și am interacționat cu sistemul medical de acolo, am înțeles puțin mai multe și despre oamenii cu care noi ne întâlneam pe stradă, de ce îi vedeam pe austrieci atât de încrezători, netemător, mereu privind înainte și cu planuri de viitor. Am înțeles că atitudinea asta la ei vine din motivația și din înțelegerea că la ei în țară se poate. Se poate să ai o problemă medicală și statul te va ajuta cu tot ce se poate mai bine face pentru acea problemă la momentul respectiv. Și dacă noi atunci când ieșim din țară și interacționăm cu un alt sistem, putem să ne îndreptăm spatele, de ce nu putem să schimbăm sistemul de la noi, din țară, și să trăim în România cu spatele drept? Resemnarea este marea problemă. Sentimentul acesta că în România nu se poate, că în România nu putem să facem, și un sentiment care s-a tot rostogolit de 30 de ani din logica aceea că politica nu e pentru oamenii serioși și muncitori, politica e pentru alții, nu știm care, dar pentru alții. În egală măsură, ei înțeleg că dacă nu începem să facem lucruri, nu o să se schimbe nimic. Cred sincer, putem fi fericiți în România pentru că trebuie să îndrăznim să ne dorim mult. 30 de ani ne-am dorit puțin și am primit puțin sau nimic. Cred că de acum și generația noastră care s-a activat politic și se implică și își cere dreptul să conteze în această țară, cred că această generație poate să înceapă transformarea României într-o țară în care să ne dorim tot să trăim. Am trecut prin aproape toate județele României. În acest moment avem peste 380.000 de semnături, practic este dublu decât cerința legală. Asta arată că România au încredere, asta arată exact mesajul pe care l-am primit în stradă de la cetățeni practic în toată România, că în momentul de față, acum și nu peste 5 ani, este nevoie de o schimbare importantă în clasa politică. Oamenii își doresc, și asta este dezideratul campaniei mele și dezideratul meu ca viitor președinte al României, să începem să transformăm România într-o țară în care tinerii își doresc să trăiască. Nu putem să îndreptăm lucrurile și nu putem să transformăm, repet, România într-o țară în care tinerii să vrea să trăiască decât dacă vom începe
acele autostrăzi despre care se vorbește doar la televizor. Trebuie să începem marile proiecte de investiții, pentru că acestea aduc dezvoltare, pentru că acestea aduc locuri de muncă și acestea aduc acel elan și acea energie de care avem nevoie pentru ca tinerii să-și dorească să trăiască aici în România. Și spun asta pentru că am discutat și în urmă cu doar câteva luni la europarlamentare, chiar aici, în această piață, adunând și atunci semnături și făcând campanie, am discutat cu doljeni veniți în vacanță la momentul acela și spuneau că s-ar întoarce în țară dacă România ar începe să le dea încredere că poate să fie un loc în care să-și crească copiii, că s-ar întoarce în țară dacă ar ști că avem spitale curate și copiilor, dacă și părinților, dacă au probleme, pot beneficia de o asistență medicală de bună calitate. S-ar întoarce în țară dacă școala ar fi astfel încât să copiii să poată învăța meserii și să poată învăța, să poată pregăti pentru această lume digitală și această lume a tehnologiei care se întâmplă peste tot în jurul nostru. Un oraș mai mare decât Craiova se mută în fiecare an în străinătate, cu totul. Dacă nu înțelegem acest lucru și nu decidem să schimbăm oamenii care ne reprezintă în politică, nu avem nicio șansă. Uite, Ruxandra, ea m-a rugat să semneze pentru tine și vrea să te cunoască. Salut, Ruxandra, Dan Barna sunt. Ruxandra, sunt. Peste 10 zile eu am bilet spre Anglia. Așa. Deci o să votezi acolo. Da, și o să lucrez acolo și sper că ce lucrezi în Anglia? Încă nu știu, o să-mi caut acum. Și sper că într-o zi să pot să mă întorc aici. Ce te-ar face să te întorci? Ci și calitatea spitalelor, drumurile, autostrăzi, să fie o țară ca afară, ca în vest. Discutând, cred că am strâns zeci de mii de mâini în aceste 3 săptămâni. Unul sau doi cetățeni mi-au vorbit despre justiție. Cei mai mulți mi-au vorbit despre locuri de muncă, despre perspectiva ca tinerii să rămână aici în țară, despre nevoia unor școli în care copiii chiar să învețe meserii și să învețe oportunități pentru viața reală și nu pentru viața de acum 20 de ani. Mi-au vorbit despre, repet, despre sănătate și despre cum se dezvoltă orașele și municipiile. Bă, ăștia mi-au mai băgat, bă, la pensialarte. Înțelegeți? Mm-hmm. Dar ei nu știu ce e inflație, că e inflația acoperită. Nu știm ce ne așteaptă în primăvară. Nu știm. Investiții ca în România. Trăim în virtutea inerției. Trezi, trezi, noapte. Uitați-vă la fețele oamenilor, uitați. Tristețe. Tristețe. Tristețe.